Ferește România îți spune povestea artiștilor români din țară și din străinătate, dar și povestea creatorilor români de pretutindeni. Întotdeauna etichetele românești au fost cele pe care am aprins de fiecare dată reflectoarele. Cristina, Nichita, mulțumesc frumos că dăruiești din nou Românie. De această dată într-o formulă inedită și nu varianta, să spun, adecvată unui studio de televiziune, cea în care am funcționat, cred că anul trecut, nu? Ne-am întâlnit. Da, anul trecut în toamnă, cred, ne-am întâlnit. Atunci chiar, cred că lansam noi în emisiunea ta colecția de toamnă. Și acum, dacă totul se întâmplă în online, emisiunile se întâmplă în online, conferințe, congrese în online, vindem în online, cumpărăm din online, ne vedem și noi în online și transmitem un mesaj celor care ne urmăresc. Noi am pus la dispoziție spațiul de emisie al producției Dăruiește Românie, cum spuneam și adinauri, artiștilor și creatorilor români de pretutindeni. Și în dreptul întâlnirii noastre din această seară stau cei 25 de ani de viață, 25 de ani în care ai scris într-un fel sau altul, prin artă, fără îndoială, o poveste românească. O poveste care s-a născut și a trăit. Carmen, e o poveste românească în care e pusă întreaga mea esență, întreaga esență a tuturor oamenilor care au trecut pe la Nichi în toți acești ani. O poveste scrisă cu fir de iubire, așa cum sunt cusute și hainele noastre. Pentru că am spus de nenumărate ori că am creat valoare cu oameni, prin oameni, pentru oameni și că hainele noastre sunt cusute cu fir de iubire. Peste 2000 de locuri de muncă create acasă la Iași în producția de confecții sub marcă proprie, locuri de muncă create în întreaga țară, pentru că noi ne-am comercializat ani de zile produsele prin cele 24 de magazine deschise pe plan național, magazine de brand, toate sub eticheta Nichi, Cristina, Nichita, Cristina, Nichita, în funcție de liniile pe care noi le-am scos. Colaboratori, peste 200 de colaboratori în întreaga țară, colaboratori, comercianți, magazine care vând multibrand. Am participat noi la toate târgurile internaționale de la Paris. 6 ani de zile am fost la 3 târguri la Paris, la Moscova, la Düsseldorf, sub pavilionul României, pe programele de promovare la export și îmi amintesc unul din materialele scrise de jurnaliștii francezi, Nichi, o eleganță veselă, pentru că, da, eu mi-am făcut un crez încă din primul an, încă din prima colecție, mi-am făcut un crez în a colora strada. Foarte frumos și în același timp cumva deținut minte o astfel de poveste. De ce? Pentru că în felul acesta putem să deșirăm și mai mult din firul poveștii noastre de viață, identității noastre. Și cel mai mult și cel mai mult ce îmi place, Cristina, e faptul că acești 25 de ani au la temelie o experiență extraordinară și anume aceea unui român departe de granițele României. Ca toți alții români sau ca mulți alți români pe care i-am descoperit și noi la rândul ne la TVR Internațional pe parcursul a 25 de ani de programe exclusiv pentru românii de acolo, de departe, din lume. Da, eu sunt exemplu. De multe ori am spus în viață că aceste experiențe ale mele și modul în care eu mi-am trăit viața încă de prima etapă a vieții sau după viața adolescentină, faptul că eu am fondat Nichi imediat după ce m-am întors din Germania. Eu trăind în Germania în perioada 92-95 și Germania avea să mă învețe pe mine, Carmen, avea să-mi pună bazele solide ale personalității și ale business-ului, pentru că eu acolo, în Germania, am învățat respectul interuman,
L-am învățat de acasă, dar acolo, în relația de lucru cu oamenii, am văzut un respect interuman pe care eu nu-l cunoșteam încă de acasă. Tot acolo avea să înțeleg de fiecare dată cât este de important să faci cu seriozitate ceea ce faci și fiecare bănuț care vine în primii ani de viață, în business-ul tău, să-l reinvestești. Cât de importantă este tehnologia, dar nu în ultimul rând și înainte de toate, cât de importantă este resursa umană, pentru că tot ceea ce faci, faci cu oameni și că oamenii cumpără de la oameni. Oamenii nu cumpără etichetă, oamenii cumpără emoție, oamenii cumpără stare de spirit, oamenii cumpără până oamenii sunt interesați să știe cine e în spatele etichetei. Și atunci asta a fost să-mi fie mie baza solidă și m-am întors acasă, Carmen, cu gândul că voi construi acasă o Germanie, că voi pune umărul la schimbarea mentalității, că voi educa în sensul bunului gust, că ceea ce voi face, voi face gen educație civică, că voi învăța femeile cum să-și pună în valoare calitățile native și cum să se îmbrace și să se îmbrace cu intenție, să știe să aleagă cu intenție haina și să știe cât de importantă este haina pentru viața de zi cu zi, pentru activitate, pentru a fi corect vestimentată, corect îmbrăcată. Și asta am făcut eu în toți acești ani. Asta și multe altele. Asta și multe altele, pentru că viața te duce în alte și în alte provocări și pentru că nu am putut să mă țin deoparte de celelalte aspecte ale vieții. În sensul că eu provin dintr-o familie cu 4 copii, sunt cea mai mare dintr-o familie cu 4 copii și eu de acasă am fost obișnuită să împart. Să împart cu toată lumea. La mine bunătatea și compasiunea e stare de fapt. E așa cum respir și asta e partea sufletului meu. Și atunci orientarea asta a mea către a fi alături de cauze, pentru că și ăsta este un aspect pe care eu l-am cunoscut. Încă nici nu aveam 30 de ani când am înțeles că noi nu avem o societate voluntară, că noi nu avem o societate filantropică, că la noi oamenii, ca să se miște și să și dea altora, au nevoie de cât mai multe persoane cunoscute care fac asta. Deci au nevoie de persoane influente care fac asta, au nevoie de puterea exemplului, au nevoie de modele. Și ce am înțeles? Eu am înțeles că dacă vrei să faci bine și vrei să schimbi lumea și vrei să susții, trebuie să fii tu sursă de inspirație, să te lași tot timpul inspirați de toți cei din jur, dar să fii sursă de inspirație pentru alți oameni. Cumva, într-un fel, gradul ăsta de implicare al meu și al oamenilor de pe lângă mine, oamenii care au crezut în mine, oamenii care au achiesat la visul meu, au venit, au fost acolo. Sunt, știi, Carmen, în viață reușim să retribuim oamenii, reușim să îi și respectăm, dar crede-mă, cea mai de preț este loialitatea și niciodată loialitatea nu-i plătită îndeajuns pe câtă bucurie ți-aduce ea. Ei, am avut oameni loiali, oameni care mi-au rămas oameni prieteni, oameni care au rămas lângă mine, indiferent unde m-au purtat pașii în viață, indiferent cum mi-a fost în firmă, indiferent câte crize am avut de traversat, le-am traversat împreună, indiferent că a fost să cunosc deznădejdea ca mamă și fiul meu fiind diagnosticat la un an cu autism și atunci am îmbrățișat cauzele sociale și viața socială, a ajuns să fie starea mea de fapt, a doua mea viață, pe lângă creație, producție, marketing, pe lângă tot ce făceam în Nichi, în egală măsură făceam și în viața socială. Am făcut costume pentru operă, am făcut costume pentru teatru, am făcut costume, adică de fiecare dată unde a fost de adăuga valoare, noi am mers și am adăugat valoare. Pentru că de fapt asta e. Asta e povestea pe care o dăruim tuturor celor care ne urmăresc din țară și din străinătate. Povestea care poate să scrie și în dreptul unei istorii personale, în dreptul fiecăruia dintre noi, într-un fel sau altul. Pentru că împreună, bucățică cu bucățică, rând cu rând,
dacă vrei, putem să scriem povestea noastră mai departe și cred că fiecare poate, fiecare poate contribui. Poate nu vor merge la cauzele mari, dar de fiecare dată, fiecare dintre noi să gândim un pic românește și să gândim pentru România. Am spus de fiecare dată că dragul de neam și țară trebuie să plece din biserică. Am văzut în lume cum drapelul e acolo pe altar. Am văzut din casă, de acasă, din familie. Noi trebuie să sădim sămânță de încredere în sufletul copiilor, în sufletul adolescenților. Noi trebuie să ne ținem aproape ca neam. Am umplut lumea, Carmen, România a umplut lumea. Am exportat materia cenușie, am exportat și oamenii care fac treburile de jos. Poate de multe ori au două rânduri de facultăți și un master și fac treburile de jos în întreaga lume. Nu e o rușine să muncești. Am cunoscut toate formele de muncă și am muncit și 20 de ore pe zi și în străinătate și acasă. Nu e rușine să muncești. Toate acele experiențe m-au format și m-au făcut omul care sunt astăzi. Dar cred că trebuie să iubim țara asta mai mult. Cred că trebuie să consumăm produse românești. Cred că trebuie să fim mai mândri că suntem români, ori la care colț de lume ne-a purtat bunul Dumnezeu calea. Chiar cred în faptul că fiecare dintre noi, așa cum tu spui, dăruiește România, așa cum voi spuneți, cred că fiecare dintre noi poate adăuga valoare. E la îndemâna noastră. Avem potențial. De aceea să facem echipă bună împreună și de aici încolo. Vreau povestea aceasta să o parcurgem și pe mai departe, adică vreau să deșirăm în continuare, pentru că știu că ai atât de multe de povestit, însă vreau să cred că ne vom reîntâlni cât de repede din nou în studio la noi în televiziune și colaborarea noastră de peste 15 ani să meargă mai departe și mulțumesc frumos că de fiecare dată ne-am găsit și ne-am sprijinit reciproc. Și eu îți mulțumesc, Carmen, pentru aș zice. Ai fost parte a proiectelor mele și aici știi despre ce vorbesc, adică pot spune că chiar am dezvoltat împreună atât cele 5 evenimente de la Iași pentru copiii diagnosticați cu autism de la Asociația Surâsul Albastru, cât și galele, gala modele feminine, o gală în care peste 60 de femei din comunitatea ieșeană și din regiunea de nord-est au fost premiate ca modelele în comunitate și așa mi-aș dori să reluăm atât gala modele feminine cât și evenimente de la Iași legat de IA românească din generație în generație. Au fost două ediții, am umplut atunci grădina Palace cu peste 1000 de femei, trei generații, bunică, mamă, fică, îmbrăcate în IA românească, în sens de prețuire pentru acest element de brand de țară care este IA românească și care este atât de prețuit în întreaga lume și noi trebuie să-l sărbătorim an de an. Asta se întâmplă. Sunt bucuroasă de prietenia noastră și tot ce am reușit a construi împreună și îți mulțumesc că ești și mulțumesc că puteți să duceți mai departe acest mesaj cu cât ce lucruri simple și de valoare cu inimă facem noi acasă la ea și cum și tu ești parte din ele. Mulțumesc frumos! Mulțumesc mult, Cristina, Nichita! Aștept să ne revedem și în felul acesta unic și special în care știi să dăruiești pe mai departe România. Mulțumesc!